Dacă sunteți în căutarea unui job, tot ce trebuie să faceți este să vă actualizați CV-ul și să vă prezentați cu el la Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Vineri 7 aprilie, începând cu ora 10 la Casa Tineretului din Târgoviște, veți putea sta de vorbă cu angajatorii și, de ce nu, poate să vă găsiți jobul dorit. 41 de agenți economici au confirmat participarea la eveniment cu o ofertă de aproximativ 360 de posturi vacante. Acesta se adresează atât persoanelor cu studii superioare, cât și persoanelor cu studii medii sau persoanelor necalificate. Dintre acestea menționăm inginer mecanic, inginer electrotehnist, energetician, economist, reporter, asistent manager, consilier vânzări, director vânzări, reprezentant vânzări, recepționer hotel, agent securitate, casier, gestionar depozit, agent vânzări, lucrător comercial, montator termopane, operator comandă numerică, rectificator, mecanic auto, bucătar și ospătar. Totodată, cei care doresc să lucreze în afara țării se vor putea adresa direct consilierului EURES, care reprezintă oferta posturilor vacante din Uniunea Europeană, în prezent fiind disponibile peste 1100 de locuri de muncă.